Bună ziua tuturor! Vă rugăm să luați loc aici pentru a începe evenimentul din această seară. Bună ziua și bine ați venit la dezbaterea de azi din seria dezbaterilor publice referitoare la viitorul orașului Chișinău, organizată în cadrul Săptămânii Europene pentru Energie Durabilă, de către Programul Național Unit pentru Energie Durabilă, pentru Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții. Numele meu este Ion Chișlea, sunt jurnalist economic, la moment liber profesionist și pe parcursul următoarelor 60 de minute voi modera această dezbatere. Să sperăm că va fi una destul de consistentă și interesantă, dată fiind calitatea experților, invitaților din această seară. Dați să-i prezint pentru început. Este vorba de domnul Simeon Berzoi de la Plut Moldova, domnul Alexandru Rotaru, iarăși de la Plut Moldova, domnul Victor Chironda, activist civic și expert în urbanism, domnul Ion Ștefăniță de la Primăria Orașului Chișinău, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, și doamna Svetlana Dogătar de la Universitatea Tehnică din Moldova. Se face că acum câteva zile Chișinăul și-a ales un nou primar, în aer plutește așa un aer de schimbare, plutește așa o... Lumea ar dori schimbările, indiferent cu cine au votat, și este un moment propice de a începe o discuție despre unele proiecte noi, unele proiecte care nu au mai fost implementate. Unul dintre aceste proiecte ar fi așa numitul concept Green City, orașul verde, despre care ne va povesti pentru început domnul Alexandru Rotaru. Domnul Rotaru, de fapt Chișinăul este considerat și așa un oraș verde, unul dintre cele mai verzi din Europa. Mai trebuie ceva de adăugat pentru că se devină și mai verde. De ce trebuie implementat un astfel de proiect? Mulțumesc mult pentru întrebare. Dacă vă referiți la Chișinău că este verde, adică că este mulți arbori, arbuști, hai să menționăm de aceea că multe spații verzi sunt amplasate haotic, nu sunt gestionate corect, nu este o evidență corectă a spațiilor verzi, și asta nu înseamnă un oraș verde. Asta înseamnă un oraș cu spații verzi. Un oraș verde înseamnă mai mult un oraș cu emisie reduse de carbon, un oraș în care ar permite cetățenilor un acces la servicii calitative, servicii care ar duce la minimizarea utilizării transportului privat, sporirea folosirii atât a transportului public, cât și stimularea mersului pe jos cu bicicletă și așa mai departe. Adică un oraș care aduce o altă calitate a vieții. Asta ar veni un oraș verde, o infrastructură corectă pentru cetățeni. Orașul trebuie să fie pentru cetățeni, nu pentru automobiliști, nu pentru primărie sau nu pentru altcineva. Orașul trebuie să fie verde prin serviciile, prin infrastructura sa. Orașul trebuie să fie verde prin acele emisii reduse de carbon, acel aer curat care trebuie să existe în acel oraș în care noi să putem locui și peste 10 ani, și peste 20 și peste 50. Mulțumesc. Este cel puțin din punctul meu de vedere ceva fantastic pentru de ordinul SF pentru Chișinău. Domnule Victor Chironda, dumneavoastră ați studiat, din câte cunosc, experiențele mai multor orașe europene în domeniu și puteți să îmi răspundeți la această întrebare. Cât suntem de aproape sau cât de departe suntem de a implementa astfel de concepte, să spunem, avansate? Bun. Mulțumesc pentru întrebare. Nu vreau să par pesimist, însă din punctul de vedere a ceea ce înseamnă Green City și conceptul, ceea ce prevede acest concept, Chișinăul este din păcate foarte departe. Și nici măcar nu începe să parcurgă acest drum. Adică eu sper că să înceapă cu ziua de azi. Fiind în Madrid, într-o vizită de studiu în instituția care gestionează resursele acvatice, apă canalul lor,
ei ne spuneau așa că noi gestionăm toată apa din oraș, inclusiv apa pluvială, inclusiv toate aceste lucruri, având la bază conceptul cum luăm de la natură, așa și o întoarcem înapoi. Adică totul se filtrează, se curăță, se trece prin diferite cicluri de curățire și cum iau apa de la natură locuitorii orașului Madrid, așa și o întorc înapoi în natură. Asta ar fi doar un domeniu. Mai este transportul, care trebuie să fie sustenabil și ceea ce înseamnă mobilitatea urbană sustenabilă atunci când orașul sau transportul în oraș este echilibrat și nu, adică, mă rog, transportul public are prioritatea următoare. Încep pietonii, bicicliștii, transportul public, după asta transportul de deservire și ultima prioritate abia o au automobilele personale, reducerea emisiilor, calitatea acestor automobile și, după cum știți, calitatea sau, mă rog, performanța motoarelor, care elimină cât mai puține gaze toxice. Proiecte care prevăd dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, centuri verzi. Iarăși în Madrid o să aduc exemplu, ei au avut un proiect care a presupus reamenajarea râului care curge prin oraș și de-a lungul râului au organizat, să numim, vreo 17 km de linii verde și linii pentru biciclete, au băgat sub pământ centura sau o șosea care trecea practic prin oraș, un drum lat cu multe benzi, a fost, să zic, construit un tunel și iată, toată această zonă de râu și spațiu verde a fost scoasă și oferită locuitorilor și acolo acum e parc multifuncțional, zonă de odihnă, terenuri de sport și așa mai departe. Și iată toate acestea. Am vrut să vă întreb, referitor la râu, dacă vorbim, cel puțin în Chișinău, în lunca Bicului, s-ar putea de făcut evident, un... Evident. Toate orașele, apropo, ceea ce vreau să spun despre Chișinău, este că noi suntem unul dintre orașele care, din păcate, încă nu a depășit această perioadă de tranziție de la orașul, ceea ce înseamnă orașul sovietic, construit după modelul sovietic. Și nu a reușit să depășească perioada de tranziție spre oraș, ceea ce înseamnă oraș modern. Cum cetățenii percep orașul, cum autoritățile înțeleg orașul, ce înseamnă servicii publice pentru cetățeni și cum cetățenii, să zic, folosesc resursele pe care le oferă orașul, cum sortăm gunoiul, cum prețuim sau nu irosim apa și alte resurse, cum avem grijă să gestionăm spațiile verzi, deși da, se spune că Chișinăul este un oraș verde, pentru că pur și simplu din cosmos, de sus, de la înălțime, se vede că el e verde, că sunt mulți copaci, dar majoritatea acestor copaci nu sunt gestionați absolut deloc, ei sălbatici. În oraș, copacii nu trebuie să crească din capul lor, ei trebuie să contabilizați, să le se ducă evidența, dacă este nevoie să taie, să înlocuiesc. Și multe, multe, iată, elemente care, fiind anudate împreună, formează acest concept de ceea ce înseamnă oraș verde, oraș pentru oameni, oraș confortabil de trai, pentru că nu doar veniturile, nu doar banii pe care câștigă orașenii influențează asupra nivelului și a calității vieții din oraș. Dumneavoastră, acum ați vorbit mai mult despre atitudinea responsabilă a oamenilor, a funcționarilor în raport cu orașul în care trăiesc, care trebuie să fie confortabil pentru trai, atrăgător pentru vizitatori. Însă, pentru început să vorbim cu doamna Svetlana Dogotar despre starea, să zicem așa, urbanistică actuală a orașului, din punct de asta de vedere, cât suntem noi de gata, de pregătiți pentru a începe a implementa astfel de proiecte despre care a vorbit domnul Chironda. Cer scuze. Încă o dată, vă mulțumesc pentru invitația la această discuție, dar eu totuși să continu în același fel în care a pornit și domnul Chironda despre orașul despre oameni, orașul pentru oameni.
orașul la nivelul ochilor, orașul pentru pietoni, orașul pentru noi, toți cei care dorim să avem servicii calitative. Exact la asta se referă și urbanismul și amenajarea teritoriului, în felul în care este aprobată legislația existentă. Da, avem foarte multe carențe, avem foarte multe lucruri care ar trebui cumva armonizate. Eu sunt foarte atentă cu faptul ca să spun că am ieșit dintr-un sistem sovietic, pentru că sunt și eu ieșit dintr-un sistem sovietic, inclusiv cu instruirile pe care le am, cu educația pe care am făcut-o. Da, mai există problemele de planificare centralizată. De fapt, asta este problema noastră, că noi am ieșit dintr-un sistem unde se planifica centralizat, unde toată investiția era investiția statului și era un singur proprietar care decidea toate lucrurile. Dacă intrai în planul de dezvoltare, dacă intrai în planul de finanțare cu un obiect, erai sigur că obiectul se realiza în forma în care el era aprobat. Acum avem un alt sistem. Deci în sistemul în care trăim acum, trebuie să avem și un sistem de planificare coerent, pe care, de fapt, nu-l inventăm noi acum Republica Moldova. Toate instrumentele sunt puse la dispoziție, sunt accesibile pentru a le învăța, pentru a face cunoștință și pentru a implementa. Dacă o să mă refer la ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău cu planul de dezvoltare, deci cu așa numitul plan urbanistic general al orașului, cu regulamentul de urbanism, cred că știu ceea ce știe toată lumea, ceea ce este plasat pe site, ceea ce a fost aprobat, ceea ce se modifică și nu mai știe nimeni cum se modifică, în care părți, la așa numitele audieri publice care se fac fără a respecta toate procedurile de audieri publice. Dar de ce pedalez pe proceduri? Pentru că nu toate audierile publice sunt benefice dezvoltării. E foarte bine că lumea în general se adună și discută. Deci niște discuții niciodată nu strigă. Dar în planul de implementare a documentațiilor urbanistice, în planurile de dezvoltare, este foarte important ca să se respecte procedurile. Nu orice obiect poate să fie discutat și în baza discuțiilor să fie luate, să fie luate deciziile de către Consiliul Local, din motiv că, uite, s-a discutat și s-au făcut propuneri. Foarte bine. Dar dacă propunerile sunt în afara legii, dacă sunt propunerile în afara planului general aprobat, atunci nu mai poate fi vorba ca acest plan sau aceste propuneri să fie validate. Și, de fapt, asta se întâmplă la majoritatea discuțiilor publice care au loc. Eu chiar nu aș vrea să critic foarte mult, pentru că o perioadă de timp, în general, nu au avut loc discuții publice. Deci acum, chiar și am vrut să laud perioada electorală, că foarte multă lume discută despre urbanism. Cumva urbanismul este pe vârful limbii la politicieni și asta e de bine. Deci ar fi de bine să mai fie și înțelept corect conceptul de urbanism. Să înțelegem că urbanismul de fapt e un set de reguli, dar nu pur și simplu planuri făcute într-una. Pentru că am auzit de la toți participanții în scrutin, inclusiv de la cel care a biruit și a ieșit să fie primar, de la domnul Năstase, că prima ce va face va elabora un plan general nou. Foarte bine. Și ce dacă o să elaborezi un plan general nou, dacă nu o să fie proiecte concrete, dacă nu o să fie planuri de acțiuni, de implementare, care trebuie să fie neapărat cu responsabili pentru implementare, cu buget pentru implementare respectivă, cu regulamente pentru cum atragem noi sectorul privat în implementarea proiectelor, pentru că nu este posibil să faci tot pe baza bugetului. Nu poți să-ți închipui că poți tot să construiești dintr-un buget și nici nu trebuie să construiești tot din bugetul statului sau bugetul municipal. Bine, am înțeles că nici nu suntem nici la faza zero în a implementa astfel de planuri. Dacă ziceți că cel puțin nici consensul n-a fost obținut până în prezent, se află tot un nivel de intenție sau de discuții care nu merg nici de cum mai departe. Ce să vă zic? Chiar că suntem la faza zero, nu știu dacă sunt persoana care trebuie să critic, să spun zero pentru activitate. Eu la studenți le spun, când vorbim despre urbanism, că ce ar însemna un plan urbanistic? E ca un palimpsest. Și îndată explic ce înseamnă cuvântul palimpsest. Deci nu există situații unde construiești un oraș de la zero. Există situații existente, cu probleme, cu toată infrastructura care necesită să fie și întreținută și
dezvoltată, există tehnologii noi care apar. Noi nu putem să spunem că suntem la faza zero. Deci dacă intri în direcțiile primăriei, știi că ei tot una discută. Chiar povesteam cum ne-am întâlnit cu colegii de la Integraf în direcția arhitectură și știm sigur că ei fac careva acțiuni ca să implementeze și un sistem geoinformațional pentru supravegherea proiectelor pe care le fac. Deci nu este chiar zero. Deci, dar este o etapă care cumva trebuie să fie consolidată, cumva trebuie să fie direcționată în sensul în care să avem totuși niște documente, pentru că iarăși eu cred că o să vă rețin mai mult atenție decât au făcut colegii mei, dar vreau să spun că chiar acum, la ora 2, a fost la Parlament anunțat audierile publice pe codul urbanismului și am venit cu o idee că de fapt nu înțeleg ce se preface în codul urbanismului. Se vorbește doar despre planificare, se vorbește despre schemele care vor fi elaborate în locul planurilor de amenajare a teritoriilor, care de fapt nu e important cum le numim, că le numim scheme sau le numim planuri. Ele oricum sunt doar planuri. Deci la capitolul monitorizare, control și implementare nu este nimic. Deci asta este ceea ce ne lipsește, implementare, monitorizare și control a executării sarcilor pe care le punem în fața noastră. Dar din punctul de vedere a infrastructurii, a organismelor sau a organizațiilor care există în cadrul primăriei, în cadrul gospodării primăriei, există potențial, există suficiente instituții sau organizații care ar putea să facă aceste schimbări, să le pornească? Pornind de la toate agențiile care există. Domnule Chiron, dați putea noastră să spuneți. Din ceea ce eu știu și cunosc, din cu ce ne-am interacționat în primărie, primăria duce o foarte mare criză de cadre. Resursa umană în implementarea acestor politici inovaționale este foarte importantă. Uneori, foarte des, este chiar mai importantă decât banii. Pentru că poți să găsești resurse, poți să găsești finanțare din afară. Există acum mecanisme de finanțare, dar dacă nu știi să le folosești eficient, apoi proiecte de genul Bulevardului Ștefan cel Mare, unde în loc să se fie bine, s-a făcut mai rău. Și după mine, eu cred că acum primul pas ar trebui să fie identificarea inclusiv finanțării pentru atragerea experților, pentru atragerea expertizei din afară, poate a oamenilor care din orașele din jur, da, din România, din Ucraina, care deja au implementat anumite proiecte și au experiența necesară și ar putea să o împărtășească. Poate să aducă anumite, pentru că, mă rog, se oferă și consultanță în aceste domenii, cum să amenajezi corect o infrastructură pentru biciclete, cum să faci corect un plan de mobilitate urbană, pe ce să pui accent, pentru că problema cea mai mare este că niciodată niciun oraș din lume nu are toți banii din lume sau toate resursele necesare ca să facă toate cele. De asta întotdeauna trebuie să existe prioritizare. Și prioritizare vine din ceea ce avem noi în cap și ce considerăm noi că este prioritar. Și dacă pentru noi prioritar este omul care are mașină și se deplasează cu ea, toate resursele se duc în lărgirea drumurilor, reparația drumurilor, organizarea parcărilor pe trotuar și toate aceste mici și sărace resurse pe care le avem se duc încolo. Dacă noi considerăm că este important omul care merge pe jos, transportul public, ceea ce este o practică întâlnită în toate orașele europene, care au înțeles că nu pot să extinzi la nesfârșit infrastructura rutieră, pentru că cu cât mai multă infrastructură faci, cu atât mai multe mașini ai în oraș, indiferent că ele sunt mașini care emit multe gaze sau puține gaze, ele fizic ocupă foarte mult spațiu. Și respectiv, investițiile și politicile în domeniu trebuie să descurajeze folosirea transportului public, transportului privat și să încurajeze folosirea transportului public. La fel și în alte domenii, cu
gestionarea gunoiului, cu organizarea spațiilor verzi, cu sistemul de gestionare a apei, folosirea terenurilor, iarăși avem un haos total la nivel de oraș în ceea ce privește land using-ul și raționalizarea folosirii și construcțiilor. Și de asta eu mă tem că nu o să ne ajute chiar dacă noi să avem un buget nelimitat de bani. Noi trebuie să avem oameni care știu cum corect să prioritizeze cheltuirea acestor resurse. Deci pentru început trebuie de schimbat mentalitatea oamenilor, a majorității. Oamenii trebuie schimbați, nu mentalitatea. Deci sunt oameni care pur și simplu nu înțeleg de ce este nevoie să dăm prioritate bicicletelor și pietonilor. Vorbiți despre oamenii care conduc? Eu vorbesc de oamenii care înțeleg că cea mai importantă realizare a umanității este automobilul. Lor asta din cap nu le mai scoți. Mentalitatea nu se mai schimbă. Sunt oameni care pur și simplu înțeleg că lucrurile stau altfel. Din păcate, nu poți să schimbi mentalitatea și schimbarea mentalității este permanent o scuză pentru a nu face nimic. Trebuie să începem de la lucruri foarte clare. Să eliberăm trotuarele de parcări. Să reducem numărul de benzi pentru transportul privat. Să facem benzi separate pentru transportul public, să punem aer condiționat în trolebuze, să oferim prioritate bicicletelor, să facem piste. Iată, azi chiar am avut o discuție la primărie, scara de la Valea Morilor, care este de granit dinspre USM, ea se restaurează, se cheltuie bani. Deci oamenii care au planificat proiectul acesta, ei o fac fix așa cum ea era, sub pretextul că e monument istoric și trebuie să-l păstrăm. Fără a asigura pante pentru cărucioare, persoane cu dizabilități și lucruri de genul ăsta. Deci o să avem o scară nouă cu borțele vechi. Și respectiv am cerut să fie atras atenție la problema asta, să găsească soluții și abia după ce am discutat asta și a fost nevoie să cheme primarul pe toți și să le dea sarcină, abia după asta eu început să gândească, iată, da, într-adevăr pot fi soluții, să facem cumva. Pentru că scara asta este un nod foarte important de conexiune dintre parc, dintre Buiucani și sectorul centru. Și avem mămici cu cărucioare, avem tineri cu biciclete, avem persoane în vârstă, avem oameni cu genți, pur și simplu, care este imposibil să urce această scară sau să o cobori în formatul care el, deci în formatul vechi. Respectiv, iată un exemplu când trebuie să ne gândim la alte aspecte decât ne-am obișnuit de fiecare dată sau cele vechi. Deci, iarăși este vorba despre mentalitate a funcționarilor care au proiectat această scară. Eu aș vrea acum să mă adresez audiența, dacă sunt aici studenți de la UTM. Sunt? Din păcate nu sunt. Aș fi vrut să-i întreb cum s-ar vedea ei în aceste proiecte de remodelare, de reconstruire a orașului Chișinău, pentru că am să dau o întrebare domnului Rotaru referitor la conceptul dumneavoastră de oraș verde și el presupune probabil o remodelare foarte vastă a orașului în general. Remodelarea orașului de unul singur, doar singur proiectul nu va putea face. Noi încercăm să facem parteneriate cu sectorul privat, primărie, proiect, cetățeni, pentru a schimba lucrurile în oraș. Evident că noi nu o să putem schimba totul. Noi vom încerca să punem bazele. De aceea, ceea ce menționa și domnul Chironda este un lucru foarte important, ceea ce ține de oameni. Și lucrul ăsta, personalul l-am văzut în municipiul Alba Iulia, unde s-a creat un grup, un departament în cadrul primăriei de persoane care sunt parțial plătiți, salarizați din cadrul primăriei, dar și sunt salarizați din proiecte. Acele persoane au interesul să atragă cât mai multe proiecte pentru municipalitatea lor. Unii își regăsesc și partea din salariu. Astfel de model vom încerca să-l replicăm și noi, deoarece avem ca sarcină în cadrul proiectului crearea la Green City Lab, care îl vedem structurat aproximativ la fel, sunt diferite opțiuni cum el și unde trebuie să fie situat în cadrul primăriei, care trebuie să fie legătura cu primăria.
dar aceasta oricum nu va fi instituționalizat, va fi o platformă de interacțiune între cetățeni care pot să vină cu oricare idee. Un grup de specialiști care vor sta în acel laborator, care vor primi niște salarii decente, care vor avea posibilitatea să gândească, să analizeze acele idei, să le transforme în proiecte demonstrative, să le testeze cu bani puțini și, dacă sunt de succes, să le replicheze. Aceasta va fi misiunea la acestui laborator. Platformă de interacțiune între toți actorii. Și pot să vă spun aici că mult se vorbește că nu sunt bani. Nu este adevărat. Sunt bani și este și interesul cetățenilor. Este interesul sectorului privat. Noi pe parcursul ultimelor luni am avut nenumărate întâlniri cu atât cu toate departamentele primăriei, cu sectorul privat, diferite companii IT, cu cetățeni, cu asociații neguvernamentale. Foarte mult se dorește implicarea în rezolvarea problemelor capitalei. Sectorul privat este bucuros să vină în capitală, să soluționeze anumite probleme. Evident, nu gratis, dar în faza inițială ei sunt gata să ofere consultanță, sunt gata să ofere soluțiile care le au, care, dacă vor fi eficiente și vor fi în beneficiul cetățeanului, vor putea fi replicate la nivel de întreagă municipalitate. Pentru început, probabil, ar fi vorba de niște proiecte mici care ar fi mai simplu, mai lejer de le implementat. Ați putea da exemple de vreun proiect de acest gen, de la care s-ar putea de început acest proiect, proces, pentru că ar fi un proces de lungă durată, pe termen lung. La moment, noi avem în elaborare 5 proiecte demonstrative. Unul ține de transformarea deșeurilor organice, crenci, care de obicei la noi se transportă cu tractorul și transportăm aer în loc de biomasă, și transformarea acesteia în brichete, care să fie transmisie sau oferite păturilor social vulnerabile, care și așa primesc compensații în formă de lemne, cărbune și așa mai departe. Este astfel de categorie. Alt proiect ține de elaborarea unui plan de mobilitate urbană, care este vital pentru orașul nostru, și testarea pilotarea mai multor aplicații, mai multor activități ce ține de implementarea planului. Piste de ciclist, pentru cicliști, aplicații pentru monitorizarea transportului public, aplicații pentru cetățeni, ca să vadă când merge și cum merge acel transport public, linii dedicate pentru transport public. Evident, noi tot aceasta vrem să vedem într-un complex. Nu vrem să ne axăm doar pe o anumită problemă. Altă problemă care ar urma să fie abordată de către proiect este reabilitarea râului Bâc. Acest proiect demonstrativ vine în legătură cu proiectul oferit din grantul oferit de România, acele 100 de milioane pentru reabilitarea râului Bâc, și se referă la acea zonă de lângă Tracom, care nu este folosită la moment, dar are un potențial foarte mare de a fi transformat în spații pentru oficii, spații rezidențiale și așa mai departe. Adică este păcat, avem un râu și el nu este valorificat. Nu mai vorbesc despre proiecte de iluminat inteligent, bazat pe LED-uri și dimming. Nu știu dacă n-am scăpat ceva. Și evident, este un proiect demonstrativ și ține de reabilitarea termică a unei clădiri rezidențiale. Aici chiar suntem în proces de elaborare unui proiect demonstrativ, proiect care sperăm că va fi finalizat anul acesta, ține și de panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere, care vine și la pachet și cu alte activități de eficiență energetică. Mulțumesc. Dacă am ajuns la reabilitarea termică, o întrebare care nu pot să nu acord se referă la eficiența energetică a clădirilor.
probabil este un moment foarte important pentru chiar, care chiar poate, din câte eu am înțeles, poate schimba fața orașului. Domnule Simeon Birzoi, puteți să-mi spuneți cum ar putea un proiect masiv pentru orașul Chișinău în acest sens să schimbe fața orașului, să contribuie la transformarea orașului în unul verde? Cum? E ok? Bună seara! Noi chiar și astăzi și ieri am avut discuții cu mai mulți colegi implicați în acest proces. Noi, după câte știm, noua lege pentru eficiență energetică deja a fost votată în prima lectură în Parlament, care vine să transpună directiva europeană. Și aici, pe parcursul a multă perioadă de timp, sectorul rezidențial rămâne pentru Chișinău așa un tabu. Pentru că aici apar foarte multe probleme. Și din punct de vedere a actelor secundare și normative, faza de cui aparțin clădirile respective, noi avem acum în Chișinău peste 6 tipuri de proprietăți. ACC, CCL, JEC-uri, tot felul de chestii. Și noi am scăpat foarte mulți bani care au venit de la băncile europene, de la Banca de Investiții, de la Banca de Dezvoltare, care au venit cu niște bani targetați anume pentru clădiri rezidențiale, pentru că dacă la clădiri publice e mai ușor, pentru că este proprietarul și știi cam de unde vii iei bani, și ține de clădiri rezidențiale, banii ăștia, până la urmă, trebuie cumva întorși. Noi vorbim tot timpul de granturi, dar eu țin minte așa o sintagmă, 100% grant nu este durabil, nu este sustenabil. Dacă nu vine locatarul sau cineva să contribuie, deci din dată aceste tipuri de proiecte nu au succes. Ori acum, în cadrul proiectului respectiv, noi vrem să venim cu un proiect pilot, să identificăm toate problemele care există, atât din punct de vedere fiscal, cât și de altă natură, să venim la sfârșitul proiectului cu un plan de acțiune sau cum numit roadmap, unde să vedem la ce noi trebuie să atragem atenția, ca să fie credibil ca băncile și finanțatorii externi să găsească în asta o oportunitate. Pentru că dacă noi ne uităm în țările vecine, de exemplu în aceeași România, în București, acum 10 ani era o problemă imensă cu rezidențiale. Acum am înțeles că stau în rând unde apare un grant de 20-30%, locatarii își dau seama că prin implementarea unor măsuri de eficiență energetică, ei își reduc factura. Ce nu este mai bine decât asta este stimulentul de bază și dacă venim în complementare la ceea ce s-a spus de plan urbanistic, noi vedem foarte multe clădiri care proprietarii din banii lor își fac termoizolare și vedeți și de haios toată chestia asta arată. Clădirea e verde, termoizolarea e galbenă, unul și-a pus albastru și asta se transformă așa într-un curcubeu nedirijat. Deci noi vrem ca pe lângă eficientizarea consumului, dar ele, proiectele astea trebuie să meargă între aceeași ordine de idei cu planurile existente, ca asta să fie așa într-o sinergie. Iată, ce ține de eficiență energetică, și am mai spus și Alexandru de iluminatul stradal, care iarăși este o problemă la noi, iarăși ne propunem să utilizăm LED-uri cu sisteme de dimare, cei care nu înțeleg, deci noaptea, ca să nu lumineze la 100%, că acolo traficul, de exemplu, pe unele tronsoane nu e foarte mare, da? În orele unde e deja întuneric, intensitatea luminii scade, ca ea să menține doar vizualizarea, ca oamenii pur și simplu să aibă, să știe pe unde merg, dar să nu folosească la 100% energie care se duce iarăși din buzunarul nostru. Da, din câte se vede, este mult aici de lucru și iarăși ajungem la factorul uman, la oameni, la locatari care trebuie să conștientizeze necesitatea schimbării. În general, ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, această integrare a blocurilor, a fațadelor blocurilor în peisajul urban lasă mult de dorit. De aici trebuie un concept unic. Tot în această ordine de idei am vrut să vă întreb pe domnul Ștefăniță, dat fiind de profilul dumnealui, care constă mai mult în conservarea unor spații, unor spații urbane, unor clădiri, așa cum a fost cu un secol în urmă, să zicem, cât de bine s-ar integra în conceptul unui oraș modern misiunea dumneavoastră sau
spațiile vechi, spațiile istorice ale Chișinăului. Bine, dacă să vorbesc în retrospectivă istorică, vreau să spun Chișinăul nostru în permanență, la primele fotofixări, la 1867, orașul permanent era verde, da? Și confortul urban era asigurat prin verdeața care era în artierele târgului Chișinău. Urmăresc fotofixările de la sfârșitul secolului XIX sau cel din interbelic, eu văd un confort urban. Sau în prezent, noi suntem în grădina publică Ștefan cel Mare, primul loc, așa spunem, amenajat în urba noastră, la 1818. Deci eu simt un confort urban. Sau dacă l-ascult pe Gilles Duhem, care a venit la Berlin, în octombrie îmi spunea, Ion, voi aveți un oraș extraordinar, confortabil, plin cu verdeaț. Toate delegațiile franceze care le primesc, Ion, c'est magnifique ton ville. Deci este un oraș cu adevărat, cu confort urban și este verde. Eu cred că dacă noi, oleacă, am ieșit din tot aluatul ăsta negativist care domină aici, noi trebuie să vedem partea pozitivă aici. Da, am vizitat și eu foarte multe orașe europene cu arhitectură peizageră, cu spațiul ăsta verde dirijat. Deci, evident, noi suntem departe de conceptul arhitectură peizageră. Noi nu avem aici în oraș un arhitect peizagist, da, care cu adevărat, cu un nivel de formare pe arhitectura verde. În Polonia, da, ei sunt, în Franța, Italia, în Germania, ei sunt, la noi aici nu sunt. La noi sunt anumite încercări. Dar iată, cu nivelul nostru care suntem, noi ne asigurăm, să spunem, confortul ăsta. Și acolo, în Franța, lucrurile se împart în două părți. Sunt cetădini care acceptă arhitectura dirijată de om. Da? Sunt care vor anume mai haotic, așa de la natură, cum este coroana arborului, așa cum este natura de la sine, autentică. Deci, cam asta e în retrospectivă istorică. Dacă se revină realitatea noastră și s-a vorbit de resursa umană, eu sunt de acord cu colegul, cu adevărat, noi ducem lipsă de specialiști, da, care ar face planificare urbană, care ar fi integrați profesionist pe elaborarea documentațiilor urbanistice. Noi avem 25% locuri vacante în direcția de profil arhitectură, urbanism, construcții și relații funciare. 25% din 120 de locuri, deci 25% sunt vacante. Cine vine să lucreze la 3500 de lei? Vă rog frumos, hai veniți, faceți master în Europa și veniți acasă și haideți împreună să schimbăm lucrurile. Finanțe, s-a vorbit despre finanțe. Cu adevărat, nu este problema în finanță. Din 2015, în calitate de consilier municipal, am insistat să fie alocate finanțări pentru reactualizarea PUG-ului. Deci în 2016 au fost planificate 8 milioane de lei pentru reactualizarea PUG, pentru elaborarea schemei de transport și etc. Pe urbanism. Au rămas nevalorificate. Anul ăsta, de exemplu, ca consilier municipal, am planificat pentru zona Bâcului, da? Pentru că și eu îmi doresc să valorificăm la maxim spațiul ăsta urban de unde a început istoria orașului, de la Bâc, de acolo, la fântâna lui Iacbaș. Și 2 milioane de lei le-am planificat la direcția de profil ca să înceapă un proiect pilot pe amenajarea Bâc. Și cu asta am început solicitările pentru 2018. Deci proiectul lucrării de amenajare al albii râului Lețului Bâc implementat de direcția General Locativ Comunal și Amenajare. Deci, pentru început, 2 milioane. Ei mi-au vorbit de acel proiect Grant România, dar am spus, eu vreau anul ăsta ceva să amenajați. Măcar salubrizare, reabilitare, schițe de proiect, în care eu știu că acolo anul ăsta s-au pus câteva bănci, o pistă de bicicliști sau ceva, unde schimbă. Concret, așa cum, de exemplu, scoarul Cehov. Ceva concret, proiect pilot. În același ordine de idei, am gândit să pornim un proiect Mensana in corpore sano, minte sănătoasă într-un corp sănătos și, mă rog, noi vorbim la general, dar totuși, dacă vrem o schimbare, această schimbare trebuie să vină de la fiecare din noi. Cei care suntem prezenți aici, cei care ne aud, cei care locuim în acest oraș, da? 700.000 de locuitori. Deci schimbarea va fi atunci când fiecare locuitor va gândi eco de la el din apartament. Eu mi-aduc aminte când eram la stagiu la Bruxelles, 3 luni de zile, eu am sortat gunoiul. Eu am scos gunoi sortat. Deci carton la carton, plastic la plastic, deșeuri menageri la deșeuri menageri. Și în anumite zile,
Gunoiul era evacuat. Deci același lucru, am solicitat, nu a fost susținut acest proiect pilot când l-am înaintat. Mă rog, doream ca municipalitatea să proiască un proiect să meargă ca lobby, informațional, cu niște spoturi video create, în care cetățenii noștri să selecteze deșeurile și respectiv să fie create sacoșele este. Bacar, municipalitatea să începe 3 luni de zile, vedem sacoșe gratuite, da, pentru sticlă, carton, și hai să încercăm să testăm terenul. Și cum să comporte cetățenii noștri la acest proiect pilot? Dar municipalitatea să încurajeze acest proiect, asigurând sacoșe, da, saci pentru plastic, deșeuri menajerie etc. Iarăși, în contextul Eco City, eu prima dată cu noțiunea de Smart City, toate lucrurile astea le-am aflat în stagiul meu din 2012 în China, deci orașe inteligente. Și în acest context am început să atrag mai mult atenție la lucrul ăsta, la fluidizare, trafic, planificare urbană, cum echilibrăm economia și bine, domeniul unu de activitatea mea e patrimoniul istoric-cultural, cum echilibrăm patrimoniul istoric și respectiv dezvoltăm și facem un eco-city, pentru că Simeon a vorbit despre clădirile care trebuie eficiența asta energetică, termoizolare, toate lucrurile astea. La monumentele istorice trebuie să fim mai atenți, evident că au un statut mai special și trebuie să identificăm soluții așa ca și să fie și eficiența energetică, dar și autenticitatea acestui patrimoniu păstrat. Și respectiv, bine, eu pot să vă vorbesc pe mai multe momente concrete care le-am prevăzut în calitatea mea de consilier municipal. E greu, trebuie să recunosc, să spun că să miști lucrurile în orașul nostru, pentru că totuși domină o fabulă. Câteodată când discuți în anumite termeni, nu ești înțeles. Cu adevărat, resursa umană, eu n-aș vrea să critic, în perioada sovietică erau și pozitivi și negativi, da? Dar eu aș aprecia foarte multe lucruri. Bâcul nostru a fost mai curat în perioada sovietică decât el este acum. Și debitul de apă era mai mare în Bâc în perioada sovietică. Deci, avem ce învăța și din acea perioadă. Ca planificare urbană, eu apreciez, da, s-au produs multe erori, s-a șters foarte mult din autenticul orașul, din spiritul locului, dar era și o atitudine responsabilă de față de planificare urbană. Da? Respectiv, oamenii venind la serviciu priveau mai responsabil documentele urbanistice, cetădinii erau mai responsabili și nu-și permiteau să facă o baie la balcon și toate celelalte. Deci este foarte... Dar acum câțiva ani parcă a fost început o curățare a albii râului Bâc, a fost început un proiect... A fost criticată inițiativa. De fapt, s-au împărțit părerile atunci. Eu cred că ecologiștii poate să ne spună că, cu ce s-a terminat inițiativa primăriei, dar eu știu că când s-a început curățirea zonei Bâcului, ecologiștii au spus că odată cu curățirea dispar foarte multe specii de plante, ecosistema este distrus. Așa am înțeles eu. Dar respectiv inițiativa a fost criticată iarăși, respectiv municipalitatea iarăși a cedat și nu a mișcat proiectul mai departe. Dar aici iarăși. Eu cred că trebuie să implicăm în discuții cei care sunt mai aproape de domeniu. Spuneți ceva despre acest proiect și în general despre orașul verde despre care vorbim noi astăzi. Mulțumesc. Deci eu mă numesc Ina Cușeru, sunt de la Centrul Național de Mediu. Sunt de la Centrul Național de Mediu. Mă auziți? Da, într-adevăr, acel proiect trebuia să fie desfășurat în concordanță cu legislația de mediu și trebuia să fie, într-adevăr, să treacă toate etapele de elaborare a documentației necesare, ceea ce nu s-a făcut și nu s-au consultat specialiștii. Curățirea albii râului Bâc trebuia să se înceapă de la Ghidighici, pentru că acum noi vedem că lucrarea nu a fost durabilă și asta e normal. Înnămălirea oricum are loc din amonte și banii care au fost alocați în principiu au fost aruncați în vânt. E început la circ, e mai vizibil. Poftim? E început la circ, e mai vizibil. E mai vizibil, da? Podul la circ. Da, exact. Deci trebuia să fie de mai sus, asta e situația, ok.
Acum, dacă vorbim despre râul Bâc, probabil trebuie să fie luate în considerație mai multe lucruri, cum ar fi și sistemul pluvial trebuie să fie curățit, ceea ce nu a fost asigurat, și inundațiile oricum au loc pe tot traseul râului Bâc, în mai multe segmente, pe mai multe segmente. După care toate diversările ale apelor uzate pe care le observăm de la agenții economici, ori din suburbii, ceea ce ne vine din Grătiești, pentru că exact segmentul despre care voi vorbiți este cu afluentul care vine din Grătiești cu ape uzate. Și dacă vorbim despre faptul că noi avem nevoie de amenajarea acestui segment a râului Bâc pentru turism, pentru atragerea orășenilor care să se plimbe acolo, să facă sport, ciclism, atunci toate sursele de poluare trebuie să fie înlăturate, râul trebuie să fie un râu care să fie plăcut pentru cetățeni, da? Să mergem acolo, să ne plimbăm, să petrecem timpul nostru liber. Asta dacă vorbim despre râul Bâc până la fabrica de tutun, pentru că ceea ce se întâmplă după asta, cred că în viitorul apropiat nu poate să fie folosit pentru aceste scopuri, ori acolo sunt foarte multe probleme, pe care oricum trebuie să le abordăm dacă vorbim despre un oraș curat. Toate întreprinderile trebuie să fie conectate la sistem de canalizare și lucrul ăsta nu are loc acum. Toate sursele de poluare înlăturate și tot gunoiul pe care noi îl vedem acolo, dar lucrul ăsta are loc din cauza că sunt mai multe piețe și sunt agenții economici care vând materiale de construcție, etc. Ori alți cetățeni care aduc foarte mult gunoi și îl aruncă acolo și noi an de an mergem și îl strângem de acolo în cadrul campaniilor de salubrizare. Toate lucrurile astea trebuie să le abordăm și să le discutăm și în acest proiect, care poate că va veni cu soluții mai durabile. De exemplu, pe calea Basarabiei este posibil, și eu știu că asta se discută în primărie, de amenajat acea parcare pentru agenții economici care comercializează materiale de construcție. Deci ei toți trebuie să fie eliminați din acel segment și să fie diminuat impactul asupra râului Bâc. Deci asta este una din soluții. Pe lângă asta, da, celelalte surse de poluare, mirosul pe care îl simțim de la toate apele uzate care ne vine cu fiecare afluent și acea campanie pe care am desfășurat-o și am discutat-o cu fostul primar de Chișinău, cu afluentul Inculeț, care vine din Botanica, da, din sectorul Botanica, și care aducea ape de canalizare, dar după ce această problemă a fost discutată cu primăria, s-au găsit acele blocuri și agenții economici care diversau apa. Deci, respectiv, dacă le iai pas cu pas, le discuți. De asta și ieri și astăzi discutăm despre faptul că toate proiectele trebuie să aibă componentă de implicare a populației, de dezbateri publice, de implicare a societății civile, să cunoaștem toate aceste probleme, să consultăm legislația ecologică atunci când este cazul și să le implementăm ținând cont de părerile oamenilor din municipiul Chișinău. Dar da, vă rog. Eu vreau să spun câteva cuvinte despre pileții despre care dumneavoastră ați vorbit. Eu am apucat puțin, am venit puțin mai târziu. Vreau să spun că acești pileți, din câte am înțeles, ei se produc din arbori, din copaci, din spațiul public, da? Păi, cu legea cu privire la proprietate, proprietatea publică și proprietatea privată sunt două proprietăți diferite și arborii care sunt defrișați din spațiu public nu pot fi date pensionarilor. De asta se ocupă instituția asistența socială. Iar din acești copaci, maximum ce se poate face, se poate face ceva pentru folosință publică, de exemplu bănci, pentru parcuri și alte, sau, de exemplu, se pot face
cum se numesc ele, lezele astea, tomberoanele astea mici de gunoi. Asta am vrut să spun, că nu e corectă folosința. În cazul ăsta, și vreau să mai spun că modul ăsta de a defrișa copacii în mod direct, copacii vii să-i defrișezi direct și să faci din ei... să faci din ei direct peleți, asta e modul barbar, pentru că copacii sunt organisme vii. Chiar dacă ei se deosebesc de oameni, ei sunt organisme vii. Ei înmăgăresc, înverzesc, rodiesc, ei emană energie pozitivă și chiar dacă tăiați copacul, buturuga continuă să dea lăstări. Deci buturuga mai e vie. Modul ăsta barbar de sus, de a începe și de a tăia copacul de sus, de a-l distruge, produce un impact negativ asupra naturii și mediului. Da, înțeles. Asta vreau să spun. Vedem, este loc de discuții publice și la acest subiect, un subiect mai îngust, însă mai avem, aș mai avea să fie ceva să spun, da. Dar văd că vă deranjează. Dacă nu le deranjează. Dacă vorbesc, că aș avea mai multe de spus. Deviem puțin de la subiectul nostru, adică nu deviem. Este loc de discuții publice, putem să discutăm toată seara. Bine, da. Dar vrem să continuăm mai departe. Eu chiar am vrut să vă răspundem la întrebare, așa că, Alexandru, în două minute. Da, foarte, foarte scurt. Noi n-am avut în vedere că să tăiem copaci și să facem peleți. Deci nu era vorba de peleți, era în primul rând vorba de bricheți. Doi la mână, este vorba de deșeurile organice, acele crengi care se taie în mod normal pentru întreținerea spațiilor verzi. Ele și așa se taie. Ele se taie din spațiul public deoarece spațiile verzi trebuie întreținute. Acesta e un mod normal de gestionare și este o practică normală. Și decât aceste deșeuri să fie îngrămădite undeva pe un poligon și ele să fie un pericol pentru incendiu, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, mai bine ele să fie transformate în energie care să fie distribuită celor pături social vulnerabile care și așa primesc cărbune, care duce la poluare și așa mai departe. Nu, dar țineți minte anul trecut când a fost ninsoarea aceea și s-a rupt crengi. Ia ca din crengile celea, din cât noi să le aruncăm, noi propunem ca ele să fie utilizate corect. Păi, așa... Nu am înțeles. Și apropo, eu am vrut să spun și de spiritul civic și asta. Chiar astăzi am la începutul evenimentului au venit pentru ziua lui Pușkin, azi, da, a fost cineva. Și apropo, să știți că această statuie, acest monument a fost construit din banii donați de chișinăuieni. Asta era în timpul țăriștilor s-a făcut, dar iată, când vorbim de spiritul civic, iată aici avem un exemplu elocvent, cum lumea au strâns mână de la mână și avem ce aici avem. Vreau să punctez câteva lucruri după ce am auzit care au fost listate proiectele care urmează să fie implementate în cadrul proiectului dumneavoastră. Chiar pe câteva teme am vrut să discut. Pentru că doamna a atins problema de proprietate, vreau să susțin și eu problema de proprietate. Ar fi un lucru simplu de făcut. Da, e o proprietate publică care urmează să fie distribuită competent. Deci competent înseamnă că pe măsură competenței Consiliului care poate să decide distribuirea acestor crengi pe legi, ceea ce o să rezulte din utilizare. O să fie decizia pentru ca să fie lăpăturile socialmente vulnerabile, deci, dar lucrurile astea trebuie pur și simplu să fie organizate. Dar asta e o chestie simplă după mine. Eu am vrut să mă refer la un lucru mai complicat la proiectele de eficiență energetică și chiar vă fac o recomandare pentru că, da, s-ar putea întâmpla ca proiectul să meargă mai greu în urma recomandării pe care am să o ofer. Dar, în schimb, va fi un proiect corect construit pentru că toate organismele financiare care au dorit să finanțeze în domeniul reabilitării termice a clădirilor au ratat anume din motiv că n-au putut să soluționeze problemele de proprietate. Și problemele de proprietate în blocurile locative în municipiul Chișinău sunt foarte complicate. Deci e o încrengătură de proprietăți în fiecare bloc.
sunt proprietarii apartamentelor, care sunt proprietari pe cote părți, pe toate elementele comune a clădirii. Deci nu e o chestie care acum se inventează. E un adevăr care este înscris la noi și în Codul Civil și în Legea Condominiumului. Da, acum mai există o Lege a Condominiumului care așa și nu a ajuns, nu știu cum, la Parlament. S-a pierdut undeva pe drum. Sper într-un final să fie aprobată, dar pentru proiectul pilot pe care doriți să-l implementați, este foarte bine să fie o componentă de soluționare problemelor de proprietate. Chiar dacă nu este posibil să fie creată asociația de locatari, nu e chestie obligatorie, dar obligatorie este calcularea cotelor părți pentru fiecare proprietar și decizia fiecărui proprietar pentru proiect. Altfel ar însemna să fie intrus într-o proprietate străină, ceea ce a făcut primăria pe proiectele trecute. Deci asta a fost unul din momentele care au adus în succes proiectelor. Pentru că doar proprietarii sunt acei care pot decide care este calitatea lucrărilor care trebuie să fie făcute, care este prețul lucrărilor, ceea ce este foarte important, ca să nu fie divizie umflate de cheltuieli. Chiar dacă ele vin spor de donație, proprietarii trebuie să le simtă, să le preia în exploatare și să mențină aceasta. Mai ales acum că sunt în procedură de faliment toate întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ și, practic, clădirile sunt cumva în aer, deci ele trebuie transmise la proprietari. Un proiect făcut cap-coadă, inclusiv transmiterea proprietății, ar fi un proiect de succes care ar putea să fie susținut. Și încă doar două cuvinte spun despre BIC. Atunci, da, nu au fost finanțare cumva pentru că nu au fost coordonări respective. Iar ne-am întors la niște proceduri care nu au fost respectate. Deci proiectele hairupiste, fără ca să critic prea mult, dar anume atunci când se apelează la proiecte, hai să facem repede acolo unde e vizibil ca să-l trecem cumva. Proiectele astea nu au o sustenabilitate și nu o să aibă niciodată. Da, au vizibilitate, dar poate fi făcut și vizibilitate și sustenabilitate. Eu vă doresc ca proiectele să fie în felul ăsta făcut, ca să vezi și una și alta, și o componentă. Și atunci lumea se implică, pentru că societatea are dreptul să fie hairupistă. Am venit într-un pact, ne-am adunat, am făcut curățenie, am pus bănci, am pus foarte bine. Are dreptul să o facă societatea civilă, autoritatea nu are dreptul să o facă. Și dacă facem împreună cu autoritatea proiecte, deci e un sfat care chiar vă recomand să-l urmați. Mulțumesc! Da, din cele ce ați vorbit și dumneavoastră, ce a vorbit și doamna Ina Coșeru, vedem că sunt o multitudine de probleme, foarte multe probleme și cred că pentru a fi soluționate și a merge mai departe, este nevoie de o abordare complexă. Cel puțin puteți să-mi spuneți dumneavoastră, dacă știți, cum se elaborează strategia de dezvoltare a țării 2030, o nouă strategie, cel puțin se ia în calcul această dezvoltare urbană, inclusiv a Chișinău, se ia în calcul în această strategie. Aveți informații despre aceasta? La nivel municipal acum este PUG-ul, care a fost aprobat pe 23 martie 2007, pe perioada de 10 ani. De fapt, iată, 10 ani împliniți de când acest PUG stă undeva pe insertare, dar nu este implementat. Acum noi discutăm reactualizarea lui, da? Și, bine, atunci când eu abordez problemele de urbanism și dezvoltare durabilă, eu permanent văd o perspectivă de Chișinău 2030, Chișinău 2040, așa cum fiecare municipalitate, fie mergem în Republica Franceză, cam așa se discută, 2040 deja. Noi, eu aș vrea măcar să vedem vizibil cum vedem noi orașul ăsta în 2025-2030, mai aproape. Bun, ceea ce eu insist acum de urgență este totuși reactualizarea acestui PUC, da? Și pe asta insist din 2015, dar municipalitatea care replică îmi spune că Ionă, întâi aprobăm schema de transport și pe urmă trecem la reactualizarea planului urbanistic general. De ce insist pe reactualizarea PUC? Pentru că, iarăși revin, domeniul 1 de activitate, deci centrul istoric orașului Chișinău urmează să fie intersectat de bulevardul Cantimir. Și asta pentru mine este o problemă, pentru că va șterge de pe harta Chișinăului 26 de monumente istorice. Deci în partea de jos a orașului. Deci și plus tramele stradale în spiritul locului așa cum au fost ele istoric, vor fi iarăși distruse. Vorbesc ca spirit al locului. Deci în partea de jos a orașului unde s-au mai păstrat tramele astea istorice, ele vor fi, de fapt, distruse.
plus cele 26 monumente de istorie și arhitectură care vor fi distruse. De asta eu insist pe reactualizarea acestui PUC, ca apoi să trecem etapa a doua, elaborarea puzurilor pe sectoare, da, și respectiv puduri, planuri urbanistice detalii, reguli de joc până la metru pătrat. Eu cred că aici mai mulți specialiști trebuie să se expună, arhitecți, urbaniști, da, din domeniu. Eu intervin până la momentul unii eu sunt responsabil, deci pe dimensiunea patrimoniului cultural istoric. Iată aici puteți mă întrebați, ce, cum văd eu orașul ăsta într-un Chișinău 2030? Văd un Chișinău cu centru istoric reabilitat, pe proiect pilot. Așa cum acționez de zi de zi și respectiv am început cu reabilitarea cartierului Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Anul ăsta va fi reabilitat tot învelișul pietonal, mobilier urban, iarăși revin la arhitectura peizageră, iluminatul artistic nocturn care îl dezvolt într-un alt proiect de brand, în proiect de 10 ani în perspectivă, Chișinău de Seară, Oraș Lumilor. Țin mult la acest proiect pe care l-am demarat în 2017 și care vreau să-l dezvoltăm cu toți împreună, cu agenții economici, cu municipalitatea, persoane fizice, ca acest patrimoniu pe care l-am moștenit să fie nu doar conservat, restaurat, dar și iluminat, care asigură un confort urban pe perioada nocturnă și așa cum am văzut eu în orașul Lyon, Paris, Baku, da, este un oraș poveste. De ce nu Chișinău cu patrimoniul său care îl are, să nu-l facem și noi o poveste perioada de seară? Respectiv, lucrul ăsta va dezvolta turismul. Turismul ăsta înseamnă banii care vor veni în oraș. Din păcate că vorbiți despre Baku, vorbiți despre bani foarte mulți, veniți din petrol. Nu, indiferent, indiferent lăsăm la o parte petrolul, da, ăsta e aurul lor. Dar noi avem aurul nostru, da, noi avem autenticul orașului acesta, sunt oamenii care au mai rămas acasă, așa cum suntem noi autentici, felul nostru a moldoveanului de a fi, și respectiv patrimoniu construit, fondul construit din oraș și nu doar de aici, din Chișinău. Noi avem zidul chinezesc a nostru, vinăriile noastre, care eu le numesc un zid chinezesc, prin ele, prin aceste obiective tari, noi putem să dezvoltăm această țărișoară, acest oraș. Deci, Cricova, Milești, Mici, Purcari și toate ceilalți straturile culturale subterane a Chișinăului care rămân o enigmă. La Cahul rămâne o enigmă, la Hâncești rămâne o enigmă, la Liliova rămâne o enigmă, care trebuie cercetate, trebuie valorificate și lucrurile astea, în perspectivă, va asigura dezvoltarea orașului a Republicii Moldova în general. Da, deci sunt lucruri care urmează a fi realizate. Observ dumneavoastră, sunteți un optimist incurabil și trebuie. Vedeți doar partea plină a paharului. Să vedem ce spune doamna Dobătar din punct de vedere așa mai tehnic. Eu susțin optimismul, dar dacă mă refer la strategia 2030, la care nu am participat la nicio ședință a comisiilor, pentru că au fost pe diferite subiecte discutată această problemă, dar știu că a fost în strategia 2020 în programul Guvernului elaborarea documentației urbanistice, documentației de amenajare teritoriului, de fapt, a planului de amenajare teritoriului național, care așa și nu a ajuns să fie aprobată în nicio secțiune. Deci noi suntem fără plan de amenajare teritoriului național. Știu că există această tentativă să treacă, să iarăși să pună termen pentru elaborarea documentelor și sunt optimistă că vor fi efectuate lucrările. De ce sunt optimistă? Pentru că am pus această întrebare la ședința trecută când am avut o întâlnire la minister. Dar ca o noutate, să știți că urbanismul și dezvoltarea teritoriului și amenajarea au împărțit între două ministere. Deci e o chestie foarte interesantă la noi, Republica Moldova, când noi am împărțit un domeniu și am băgat unul la un minister și unul la alt minister. Deci urbanismul e la Ministerul Economiei și amenajarea teritoriului la Ministerul Agriculturii. Bine. Până la urmă nu contează care minister se ocupă, important e să fac treabă. Deci pentru mine este un fapt pozitiv că cei de la Ministerul Agriculturii, care au un component al lor dezvoltare regională, au și capacitate ca să implementeze unele lucruri pe plan de amenajare a teritoriului. Deci asta e un lucru pozitiv. Era bine dacă erau totuși la un loc, pentru că e același domeniu, doar că amenajarea teritoriului se ocupe de spațiul din afara localităților și urbanismul este spațiul din interiorul localităților. Dar au fost elaborate strategii de dezvoltare regională pentru fiecare regiune. Deci nu este complicat. Și noi dacă ne referim că nu avem specialiști în Republică ca să elaboreze unele documente complicate, deci nu mai sunt... Da, poate că e un adevăr, că nu sunt. Avem lipsă de specialiști. Apropo, lipsă de specialiști nu este numai în direcția arhitectură. Veniți la mine la uzină că nu am nici muncitori, nici directori tehnici, nu am de unde să iau. Nu-s. Deci oamenii în Republica Moldova au plecat.
Și da, într-adevăr, asta este cea mai mare problemă a Republicii Moldova la moment. E o problemă. Exodul capitalului uman, capitalul uman instruit și, nu știu, asta deja este o problemă a autorităților centrale. Știți, cum să oprească aceste lucruri. Mă uit că toți suntem cu telefoane în mână, da? Deci noi ce, avem Samsung-uri, avem Apple Moldova? Nu, dar nu se pierde nimeni, se duce și cumpără pentru că în piață se vinde. Deci în piață sunt și specialiști. Referitor la întâlnirea noastră cu Ian Gale, care a fost organizată, dacă vă aduceți aminte, a fost pus o întrebare la ședința primăriei. Da, ne susțineți cumva, ați putea să ne oferiți consultanță pentru schema transporturilor? Așa a fost, domnul Ștefăneț. Și răspunsul a fost da. Deci cât timp a trecut? A făcut cineva vreo solicitare? Cineva s-a interesat într-adevăr de o consultanță reală care poate să o primească prin institutul la așa o persoană? Nu. Deci nimeni. De aici stă cumva problema, în dorință, nu în inexistența specialiștilor, pentru că ne putem împrumuta din țările vecine, din țările dezvoltate, deci tot. Specialiști sunt. E doar dorința ca noi să vrem să implementăm lucrurile. Trebuie găsit o soluție la această întrebare. Din păcate nu prea mai avem timp pentru discuție. Acum, ca în final, aș vrea să întreb și pe domnii de la PNUD, domnul Rătaru și domnul Berzan, cum vede Chișinău în anul 2030? Dumneavoastră v-ați expus într-o oricare măsură la acest subiect. Domnule Rătaru. Bună întrebare. Bun. Eu pot să vă spun cum aș vrea eu să fie Chișinău, nu cum îl văd, că cum aș vrea. Aș vrea Chișinău să fie un oraș modern, da, să menține acel farmic care îl avem noi, ca fiind un oraș nu tare aglomerat, un oraș liniștit, dar să fie destul de modern cu servicii publice calitative, că părerea mea este că noi nu mai putem să așteptăm o dezvoltare normală a lucrurilor. Noi trebuie să mergem cum au mers balticii, să mergem pe lucruri foarte radicale. Asta, așa aș vedea eu Chișinău, o punte între istoricul care îl avem, care nu trebuie să-l uităm și trebuie să-l valorificăm, oraș cu turiști, oraș pentru turiști, cu infrastructură pentru turiști, cu restaurante, cu oameni binevoitori. Mulțumesc! Eu aș vrea și eu să spun cum aș vrea eu să-l văd. De multe ori chiar vin prieteni din România asta și avem o mare problemă. Când te întreabă, ne duci undeva, hai să mergem prin Chișinău. Și te gândești unde? Adică dacă tu știi ceva despre Chișinău, îi mai poți să-i îndrumezi. Dar dacă se apropie cineva de un așa, cetățean de rând, nu sunt făcute nici hărți turistice, nici asta. Deci eu foarte mult aș vrea așa metaforic spus că într-un weekend cineva de la București spune hai până la Chișinău că să mâncăm ceva. Că așa se practică. Uite, eu așa aș vrea. Dar dacă și ne reîntoarcem, să ne conformăm realităților în care trăim. Noi nu trebuie să uităm că noi facem parte dintr-o lume care permanent se dezvoltă. Noi nu trebuie să rămânem acel cu trecutul, acela nostalgic, fără să progresăm înainte. Deci este loc, chiar și în București am văzut o clădire care jumate e un stil super nou, dar partea cealaltă e așa, de prin secolul XIX arhitectural. S-au integrat, nu? Și e foarte frumos. Deci aș vrea și da, noi să ne regăsim într-un astfel de oraș. Asta e, din păcate, timpul rezervat dezbaterii noastre s-a epuizat. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru participare. A fost destul de interesant, sper. Rămâne ca ceea ce ați vorbit dumneavoastră, chiar problemele pe care le-ați enunțat, poate ajung la cei care conduc orașul, poate la noul primar ales și începe cu dreptul, pornind de la ceea ce spun experții, ceea ce spun oamenii, de la dorințele și doleanțele și pășește cu dreptul în mandatul său și începe în cele din urmă o schimbare a orașului Chișinău, care trebuie să înceapă, bineînțeles, și cu schimbarea mentalității. Vă mulțumesc încă o dată și toate cele bune în ce faceți, vă urez succes! Da, sunt întrebări, ok, n-am programat, îmi pare rău, dar trebuie să...
Da. Bună ziua, bună seara. Mă numesc Boris Lapte. Eu cred că aici, în societatea ATA, eu sunt unul de cel mai în vârstă. Țin în minte Chișinău din 46, când am venit prima dată la Chișinău. Știu, și în fața ochilor stau și am ruinile cele care erau după bombardamentul rușilor, nemților și mai știu eu cum. Orașul nu se poate compara cei ce era în 46 și ce am în 2016. Dar noi trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să mergem mai departe. Eu am luat parte la construirea Chișinăului începând din 63. Toate clădirile de menținere socială au trecut prin mâna mea. Da. Într-o oarecare măsură. Unde mai mult, unde mai puțin. Dar eu am vrut totuși, am venit încoace, pentru că mi-a plăcut tema care a fost dată, anume, mi-e vreo zic că eficiența e energetică. Poate, foarte puțin s-a vorbit aici despre eficiența energetică, cu părere de rău, îmi pare bine vorbele despre urbanism, tot este o problemă foarte acută, dar eu vreau să mă opresc anume la eficiența energetică și, în primul rând, vreau să spun că eu sunt energetician cu practică de 65 de ani. Am construit hidrocentrale, am construit termocentrale, am construit linii electrice, am construit la uzine, am o experiență. La aici aproape 80 de ani pot să mă împart cu multă și am cu ce. Dar principal la ce eu am vrut să mă... Foarte și foarte, aici s-a accentuat, e problema transportului. Problema emisiilor nocive ale automobililor. Vreau, nu știu, poate cineva știe, poate cineva nu. Dar mă repet. Randamentul arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă e de maximum 28-29 de grade. La termocentrale ajunge până la 34-70. 70 aproape procente din combustibil noi îl zvârlim în aer ca gaze nocive. Eu sunt la ziua de azi un cercetător științific, un inventator. Noi avem, vreau să zic, o invenție, o descoperire, mai drept spun, da, a unor noi însușiri ale Universului. Terra noastră este o microstructură a Universului și însușirile Universului aparțin și terii noastre. Noi am depistat o nouă sursă de energie. Noi știm de energie combustibilului, energie a electricității și așa mai departe. Noi am depistat o nouă și în baza acestei însușiri, acestei depistări care noi am, pentru că noi am elaborat câteva tehnologii, noi, zic, mai întâi de toate, reducerea emisiilor nocive. Noi am elaborat un dispozitiv la care arderea combustibilului în motoarele cu ardere se randamentul se mărește cu 20-25 de procente. Asta înseamnă mai puțină surse energetice combustibile, mai mult reducere de emisii. Domnule Lapte, vă mulțumim mult. Este o chestie foarte interesantă ceea ce povestiți, însă nu mai avem timp pentru ca să ascultăm. Iată, băieții de la PNUD dau o recomandare pentru dumneavoastră. Recomandare care am discutat cu dumneavoastră la început, că odată ce se pornește chestia cu laboratorul, noi cu dumneavoastră o să facem legătură ca să vedem ideea dumneavoastră de proiect, cum putem utiliza. Cu Simeon. Domnul Simeon, da, bună. Așa, ca să nu... Cine lumea face de... laborator? Eu am vrut de... Cu cine eu de la primărie sau de unde? Cu metalic eu am discutat și... Deci, probabil aici o să închidem. Dumneavoastră continuați să discutați la subiect, coordonați cum să vorbiți despre proiectul respectiv. Da, dar vă rog mai pe scurt, așa, pentru că nu mai avem timp, lumea deja a plecat și... Eu am o întrebare.
Eu învăț la colegi de medicină și farmacie din Chișinău. Întrebarea cred că o să vizeze nu doar instituția mea, dar toate instituțiile, adică în vedere care școlare și liceu, și anume este problema că nu avem spațiu pentru biciclete. Adică noi am dorit să avem biciclete, să mergem, însă în Chișinău nu prea e posibil, deoarece în majoritatea cazurilor doar în parc, dar așa să mergi să faci plimbări nu prea ai, deoarece nu sunt piste și nu sunt anumite zone speciale. S-ar putea să se facă și încă una în Germania, am înțeles, sau în alt stat, cine vine la serviciu cu bicicleta pentru fiecare kilometru parcurs la serviciu se adaugă 10 sau 15 dolari la oră. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Din păcate, n-au mai rămas niciun reprezentant. Era domnul Ștefăniță, reprezentant al autorităților locale, ca să răspundă la această întrebare. Dar domnul Rotaru probabil ar putea pe scurt să... Foarte pe scurt, da. Știu și eu de practica care este în Uniunea Europeană, că este stimulată aceea folosirea bicicletei, care este un adaos de la salariu. Ceea ce ar fi bine să fie preluat și la noi, dar cred că asta nu ține de... Nu va veni astăzi și nu va veni mâine. Este o chestie de timp. Ce ține de biciclete, noi chiar ieri discutam cu domnul Chironda, dumnealui a avut o prezentare foarte interesantă cu privire la designul străzilor, un design, cum ar trebui să arate o stradă, inclusiv ca ce pistă pentru biciclete și noi cel mai probabil vom merge pe acel ghid de design a străzilor care să fie elaborat pentru municipalitate și vom încerca să testăm acest lucru în unul dintre sectoarele municipiului Chișinău pe o stradă anumită, dar să ne uităm în complex. Era ideea Mircea cel Bătrân sau 31 august urmează să se discute. Dar fi un lucru foarte bun și dar trebuie regândit în complex. Drumul, spațiul, linie dedicată pentru transport public, spațiul de parcare, spațiul pentru peietoni, pentru piste pentru cicliști, toate trebuie să fie înglobate într-un sistem. Nu poți să mergi doar piste pentru cicliști, nu iei în calcul celălalt. Da, vă mulțumesc, domnule Rotaru. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Din păcate, nu mai putem continua. Dacă doriți, puteți așa să discutați. Și vreau să vă anunț că Săptămâna Europeană a Energiei Durabile continuă. Vor mai fi și mâine astfel de dezbateri la subiecte interesante. Sunteți bineveniți să asistați, să dați întrebări, să participați activ.